Aceasta este agenția Lotto la care s-a jucat biletul norocos. Un telormânean a reușit cu doar 7,3 lei să câștige peste 20 de milioane și jumătate de lei, adică aproape 4,5 milioane de euro. Vestea că cel mai mare premiu din istoria jocului Joker a fost câștigat în Alexandria a stârnit reacții diverse în rândul telormânenilor. Unii regretă că nu au jucat și ei la loto, alții mai pragmatici speră să-l întâlnească pe câștigător și să se împrietenească. Ce ai face dacă l-ai avea pe câștigător în fața ta? Ce l-ai întreba? Ce îi spune? M-aș împrieteni cu el ca să îmi ofere o vacanță în Saint-Tropez. Suma cea mai mare câștigată vreodată la Joker i-a făcut pe telormanen să viseze cu ochii deschiși la ce ar putea face cu banii. Cei mai mulți spun că ar călători sau i-ar investi în propriile afaceri. M-aș plimba toate țările străine. Poți să faci multe cu 4 milioane de euro, poți să faci multe. Poți să faci și bine și ție și familiei tale și celor mai nevoiași. Eu aș investi într-o afacere, dar nu în această țară, pentru că sunt mai multe posibilități în alte țări. Unii cred că jucatul la loto și alegerea numerelor este o adevărată știință. Păi jucam o variantă pe data nașterii, anul nașterii împărțit la doi, că n-ai așa, al copilului, al membrilor familiei și unul la noroc din bol. Norocosul telormânean a jucat un bilet cu două variante simple, pentru care a plătit numai 7 lei și 30 de bani.